Vă ajut cu ceva? Am ăsta al lui nepotul și nepotul e deja acolo. Vă rog, nu-i să-i știți ce-i ce-i. Acolo se va ține tot? Degeaba începeți că-i târziu, a început. Nu e deloc. Am văzut pe tipul Facebook. Loagă, e loagă. Ba chiar e capat, dacă vreau. E tot. Thank you.
sezăniștii de la plaje au venit și vor umple această piață minunată a eroilor, a Mangalii. Nici așa.
Astea nu e București. Puțin așa mi s-a spus. De-aia m-am apropiat. O să facă, dar la scaunele, așa că nu poate să facă prea mare. Nu mai au nimic mai jorul.
Toată lumea mic cu mare, hai la hore frățioare!
cetățenii urbii, cât și sezoniștii aplaudă că le place. Să vin și aici. Thank you.
femeile, un îmbrăcat mai osebit, uite, balerin. Ce anume? E unul îmbrăcat mai deosebit, e balerin, uite. A, da, 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 l-am văzut în Ce ai zis? Dacă l-a plăcut, să aplaudă.
Thank you.
speriat că dispăruse aparatul. Ei, da, nu mă stau, stau zic. Era de ce? Pierdut în spaș. Da, dacă... Da, dacă știu, dăm și. Thank you.
așadar, în sfârșit, vă putem spune bună seara și bine ați venit la concertul susținut de muzica militară a Forțelor Navale, aici în Mangalia, unde soției mele îi place să spună că e mica elveție. Nu știu de ce domnul amiral Danilă nu mi-a dat acordul să mă mut în Mangalia. Așa. Dar doresc să vă salut pe toți, că sunteți alături de noi, că vă place, vă salut. Așa, tuturor, vă salut, bună seara, bine ați venit. Și sperăm să fiți alături de noi în continuare, încercând să marcăm manifestările dedicate Zilei Marinei Române. Așadar, în afară de concerte, au loc expoziții de carte, prezentări de carte, expoziții de pictură, expoziții de noduri marinărești, de ancore, de corpile, de vapoare. Le puteți vizita sâmbătă la ziua porților deschise. Porturile militare sunt deschise. Puteți merge după ora 9 și să urcați pe dragoare de mine, pe lansatoare de torpede, de torpile, pe Bricul Mircea, pe elicopterele navale, pe ce vreți dumneavoastră și ce vedeți, să nu vă abțineți, mai cu seamă copiii, că dorim să vă stârnim interesul pentru a deveni cadre de nădejde ale Marinei Militare și nu în ultimul rând ale muzicii militare a Forțelor Navale. Suntem onorați de prezența unor personalități militare pe care nu o să le nominalizez, dar vă rog să-mi permiteți să-l invit pe principalul vinovat al acestui eveniment, pe domnul amiral Dorin Danilă, să ne spună câteva cuvinte, poate bune, poate rele, gânduri bune pentru ziua Marinei, pentru manifestări, pentru litoral, pentru cei care ați venit la plajă, pentru toată lumea. Bine ați venit! Bună seara tuturor celor care sunt astăzi prezenți la Mangalia cu ocazia concertului muzicii reprezentative a Forțelor Navale Române. O veți întâlni pe această formație, sau să-i spunem mai mult decât atât, acest mare colectiv pe care statul major al Forțelor Navale l-are în domeniul muzical. Îi veți putea vedea atât la Mamaia, la Constanța, la Tulcea și dacă veți avea dorința de a ne cunoaște pe noi marinarii, nu că deși ar fi marinari. Nu sunt, sunt părâți, dar sunt marinarii noștri. Dacă veți avea plăcerea să vizitați porturile militare, să vedeți navele, să ne vedeți locurile unde ne desfășurăm activitatea, sunteți bineveniți. Sâmbătă, așa după cum v-a spus domnul colonel, puteți să faceți acest lucru atât în Mangalia, cât și în Constanța, Tulcea și Brăila. Cei care să spunem... Trebuie să specificăm, intrarea este liberă, e fără bani. Da, banii v-am adunat la sfârșit pentru că avem nevoie totuși de nave și de muzică reprezentativă. Dacă v-a plăcut acest concert în această seară, sau prima parte, da. Câte mai urturează? Păi vă invităm la dans cu voastră. Am înțeles. Da. La dans o să vină domnul Todor. Da. Mulțumesc, vă doresc succes. Lăsați, mulțumim pentru succes, dar din partea acestui pământ minunat al Mangaliei, principalul vinovat este dumnealui. Așa că vă rog să ne spuneți măcar un cuvânt. Nu știu, da. Succes sau milion, cum... Înainte de toate, aș vrea să rog pe domnul amiral Danilă, deși aici la pensie, cred că mai are un cuvânt de spus, să facem ceva, să-l bucăm în Mangalia pe domnul colonel. Soția, bă. Nu cred că vrea fără soția. Cred că este al patrulea an de când devine în preajma Zilei Marinei, cu ocazia acestui festival de carte, muzica Forțelor Navale a Marinei ne însoțește în târgul de carte. Noi îi mulțumim din inimă domnului colonel pentru lucrurile bune și modul în care ne ține în viață
tradițiile marinărești, ne dorim numai bine și le spunem cu ocazia Zilei Marinei la foarte mulți ani. Mulțumim. Numai bine! Suntem onorați de frumoasele cuvinte adresate, dar noi suntem obișnuiți să cântăm și dumneavoastră cei de pe scaune, nu mai zic de ceilalți, sunteți deja puțin amorțiți, așa că o să vă rog să dați curs impulsului nostru de tango. Toată lumea, indiferent că e pe trotuarul celălalt, că este în piață, că este pe trotuar, că este aici în piață, că vă rog să vă ridicați și dumneavoastră nu puteți să stați, da? Vă invităm la un tango. După aceea vedem. Înțeles, v-am invitat la dans. Vă rog, poftiți!
așa, în șoaptă, mi-a promis domnul amiral Danilă că anul viitor băutura preferată sau băutura marinarilor va fi prezentă, adică romul va fi prezent la manifestările dedicate cărților din Mangalia și cu siguranță vom ciocni cât un pahar, e adevărat, o picătură de rom autentic de pe cele mai istorice corăbii ale noastre. Așa că vă așteptăm și anul următor. Dar, în continuare, vă invităm la dans. Thank you.
La revedere, vă așteptăm la anul cu Romul deja pe platou. Ferem!